Cheziții de amploare în această dimineață la contrabandiștii de țigări din Timișoara. Polițiștii secției 3 au descins în 12 locații la persoane implicate în vânzarea ilegală de tutun. Jurnalistul B1 TV, Elena Stan, are însă mai multe detalii. Elena, bună dimineața, te ascultăm! Bun găsit! În această dimineață, autoritățile din Timișoara au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la contrabandiștii de țigări. Din primele date, polițiștii secției 3 au efectuat descinderi în 12 locații unde sunt vizate persoane implicate în comercializarea ilegală de tutun. Anchetatorii spun că țigările confiscate erau aduse ilegal din Serbia și erau distribuite în Timișoara, în special în zona pieței Iosefin și Doina, dar și în alte magazine. Polițiștii au efectuat filaje luni la rând, supraveghindu-i constant pe traficanți. Unul dintre ofițeri s-au pretins a fi potențial cumpărători și astfel contrabandiștii au fost prinși în flagrant. La acțiune au participat mascați de la trupele speciale și jandarmii. Este prima operațiune de amploare de acest fel de la începutul anului. În cadrul perchezițiilor au fost descoperite cantități semnificative de țigări din Serbia, echipamente, telefoane mobile și sume considerabile de bani. Autoritățile au declarat că această acțiune reprezintă un pas semnificativ în combaterea traficului ilegal de țigări și în asigurarea securității publice în regiune.